Prezent în orașul Otopeni pentru a sfinți Biserica Nașterea Maicii Domnului, Patriarhul României a primit titlul de cetățean de onoare al acestei localități. Titlul a fost conferit de primarul orașului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, care a făcut cu acest prilej o scurtă incursiune în istoria acestei parohii. Această sfântă biserică reprezintă pecetea unui legământ între comunitatea noastră și Dumnezeu. Acum mai bine de 200 de ani, exact pe acest loc, lângă noi se construia biserica cu hramurile Sfântul Mare Ucenic Gheorghe și Sfântul Dimitrie. O avem în față. Biserica realizată prin donațiile și munca înaintașilor noștri. În acele vremuri, otopenarii, moștenii acestui vechi pământ, au dovedit că pot rupe din avutul lor și pentru a-L slăvi pe Dumnezeu și pentru a clădi lăcaș de rugăciune, învățătură, binefacere și trăire ortodoxă pe pământul păstrat de strămoșii lor. Cetățenii orașului Otopeni și-au dorit de mulți ani o biserică care să poată face față tuturor cerințelor și exigențelor unei comunități în plină dezvoltare materială și spirituală. Iar astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu și sub protecția Fecioarei Maria, după ani de muncă, obstacole, încercări, suntem aici. Articol unic. Se acordă titlu de cetățean de onoare al orașului Otopeni, prea fericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Ca o manifestare de aleasă recunoștință și prețuire pentru întreaga și bogata sa contribuție, adusă la activitatea pastorală, culturală, științifică și pedagogică, precum și pentru promovarea ecumenismului în plan național și internațional. Otopeni, 10 septembrie 2016. Patriarhul României a primit cu acest prilej cheia orașului, medalia de onoare, placheta cu stema orașului Otopeni și o plachetă comemorativă, dar și o cruce țărănească veche. Părintele protopop Cristian Mihail Burcea a mulțumit din partea parohiei pentru ziua de astăzi și a oferit în dar părintelui patriarh o icoană în mozaic cu chipul Maicii Domnului. Patriarhul României a mulțumit pentru toate darurile primite, i-a felicitat pe organizatori și a dăruit iconițe tuturor credincioșilor prezenți.